auziți de ce s-a oprit curentul? Aveți idee? Nu. Da, ți se pare că avem față de electricieni? Stați liniștit, șeful. Sigur e o siguranță amărâtă. Costuri minime. Hasane, bă, tu să nu mă mai faci chitră pe mine. Nu e vorba de costuri aici. Uite, ca dovadă că a pornit generatorul. Bine, nu o să meargă mult, care rezervorul mic. Eu mă referam la faptul că dacă cumva ne-a oprit curentul atentatorul ăla de care a zis americanii, a să vină aici și să ne chilărească. Tu îți dai seama că... că... ai ușa de cal? Ajutor! Ah, e Radu! E clar! Îl omoară! A venit rușii mă și îl omoară! Stai, șeful, calmează-te! Ce ai? Păi nu! Ei, păi dacă îl omorau, mai a apucat să zică ceva. O fi rămas închis pe undeva și urlă să le eliberăm. Bun, dar până la urmă, de ce a căzut curentul? Te repeți, ți se pare că avem fețe de electricieni? Aoleo, hai șeful, stai aici cu Hasan, că ești în siguranță, mă duc eu să verific. Du-te,